dragii mei, sunt Bianca Drăgan, iar astăzi la Cancan Exclusiv îl am alături de mine pe Alex Body. Bună, Alex, bine te-am găsit! Mulțumesc frumos de invitație, bine v-am găsit și mulțumim eu. Și noi foarte mult că ai acceptat. Tocmai ce te-ai întors din vacanță. Cum a fost în vacanță? Unde ai mers? Drăguț! Unde ai fost plecat? Păi am făcut un tur așa de mai multe țări. Să spun așa rapid, am fost în Croația, Muntenegru, în Spania și am ajuns la Monaco. Spre sfârșit, ultima destinație. Când îmi arunc un ochi pe Instagram-ul tău, de fiecare dată văd că ești în vacanță. Mi se pare că ești într-o vacanță continuă. Cum reușești să te mai împarți și între copii, și între business-uri, și între vacanțe? Faci și sală? Pare că ai mai mult timp decât are un om obișnuit, în mod normal. Păi întotdeauna încerc să fac lucrurile într-un sens plăcut și convenient pentru mine. Adică să îmbin și utilul și plăcutul. De exemplu, am fost în vacanță și de plăcere, am fost în vacanță, am întâlnit și cu partenerii mei de afaceri, sala este nelipsită asta întotdeauna și restul le intercalăm așa cum se poate. Cum sunt vacanțele cu fetițele tale? Frumos. Chiar acum, în ultimul timp, deja au crescut și ele mai mari, mă pot înțelege mult mai bine cu ele, au și ele responsabilitățile lor, se descurcă singure, mă ajută. Chiar e plăcut, din ce în ce mai plăcut, sincer. Ce responsabilități au în vacanță? Nu știu, să-și facă bagajul, să exact, se trezească da, la timp? Încerc să le învăț atât eu cât și, bine, educația primită și de la mamele lor, să fie responsabile, adică să nu lase lucrurile la voia întâmplării, și când mănâncă, și când se pun în pat, și când se trezesc, adică au și ele niște chestii de făcut, care e bine să le intre așa de micuțe în sânge. Cum este tatăl Alex Body? Tu așa ai o imagine din exterior de bad boy. Off. De ce off? E ceva rău să ai o imagine de bad boy? Păi nu știu cât, adică nu cred că poate la multă lume le-ar conveni să aibă statutul ăsta, dar nu. Ok, poate sunt un pic mai dur sau mai rece așa din exterior, dar când sunt în preajma fetelor, sunt total contra, adică topit. Fac ce vor din tine? Nu există. Chiar dacă mă doare sau nu-mi convine că trebuie să fiu câteodată mai dur sau mai sever cu ele, nu, asta nu o pot permite. Pentru că dacă se obișnuiesc așa de pe acum, peste câțiva ani o să fie mult mai dureros. Pentru mine și pentru ele, că nu am acționat poate la timp sau cum trebuia. Ce reguli te impui? Întotdeauna respectul e foarte important și mi-e place ordinea. Adică eu și ca om, bărbat, sunt ordonat, sunt fixist așa cu niște chestii. Și mi-aș dori ca și ele și pe măsură ce trece timpul, chiar observ lucrurile astea la ele și chiar sunt mândru. Au voi pe Instagram? Au TikTok? Nu, TikTok nu, cea mare. Câte ani au fetițele tale? Cea mare face 13 și cea mică 7,5. Mult dinainte. Are, cea mare are Instagram, da. Și a avut și TikTok, mai postează așa niște dansuri. Dar e ok. Oricum are și mama ei are control la cont. Na, în fine, chestii. Se întâmplă să le mai cerți așa, să mai ridici un pic da, tonul? Da, chiar da, o spun și chiar... Ești un părinte sincer? Da, păi dar nu am de ce și o fac pentru binele lor. Mie îmi place să vadă, să spun așa, ambele trepte ale vieții, adică și viața, o viață mai ușoară în care pot avea parte de, să spun așa, lux, dar și să fie obișnuită cu lucrurile normale, să aprecieze, pentru că nu poți să-i dai unui copil totul și tu să nu primești ca părinte nimic în schimb. Dar având în vedere că cea mare învață bine, cea mică la fel, chiar merită câteodată anumite recompense. Dar să nu fie exagerat. Le verifici carnetul de note? Mai există carnet de note? Bănuiesc că da. Ceva online, habar n-am. Da, păi iau. Sunt sisteme diferite față. Cea mare studiază în Spania și cea mică în România. Dar au calificative, spun. Te vezi cu profesorul la sfârșit de an și îți evaluează situația. E ok. Chiar sunt mulțumit, chiar mă bucur. Le verifici la teme atunci când stai cu ele?
Mai spun că au chestii de făcut, asta și în timpul școlii, că mă mai duc să le vizitez sau e vorba de cea mare în Spania. Și îmi spune, uite, astea două zile trebuie să stau în casă, că am de studiat, că am examene și... E ok, dar așa să le verific eu nu. Îmi imaginam deja că faci teme la matematică cu ele. La sfârșit le întreb de notă. Cum se înțeleg ele între ele? Foarte bine. Chiar foarte bine. Se mai ceartă acum, e ceva normal. Uh-huh. Sunt câteodată cea mică e puțin mai geloasă, dar cea mare are o atitudine foarte, foarte ok, protectoare. Chiar de asta și spuneam că e super responsabilă, care are și grijă de sora mai mică. Fac duș împreună, îi face părul. Adică sunt multe chestii care m-au impresionat și chiar mă bucur să le văd așa, ca o legătură foarte puternică. Având în vedere generația actuală, cu TikTok, cu internet, cu tentații, este greu să fii tată de fată? Cred că în general e greu să fii părinte, nu doar de fată. Adică tată și de băiat și de fată, doar că, ok, în opinia noastră sau mentalitatea noastră se spune că e mai greu să fii tată de fată. Dar cred că depinde de noi cum clădim și cum punem bazele relației tată-fică, comunicarea, respectul și, bineînțeles, să fie un ajutor reciproc. Ai spus că vrei să le obișnuiești și cu o viață normală, dar și cu o viață de lux și văzând la tine o viață clar peste medie, sunt curioasă cum se raportează ele la o viață normală. Păi chiar fără niciun fel de problemă, surprinzător de bine. Uite, de exemplu, cu fata mare eu în multe vacanțe am luat-o cu mine, chiar și pe cea mică împreună am plecat. Ca să zic așa, știi și ce înseamnă first class, știi ce înseamnă și economy, adică nu avem niciun fel de problemă. Am mâncat la restaurante scumpe, am mâncat și în parcare la mașină, adică e ceva ok. Iar ea, când vine în țară, vorbind de cea mare, merge la bunicii ei, pe lângă Botoșani și culege fructe, le vinde, adică își face proprii bănuți. Stă în gospodărie pe acolo cu animalele, ceva diferit față de ce are în Spania. Și cea mică la fel. Acum e la bunica ei, la Mediaș, merg prin pădure, fac lucruri chiar foarte diferite de ce le poate face aici, în București. Cum este relația cu cea mare care este plecată în Spania? Ai luat vreodată în calcul să o aduci cumva aici o perioadă mai lungă de timp? De multe ori, dar nu cred că aș putea să reușesc. Adică e foarte prinsă și foarte mulțumită și fericită că trăiește în Spania, sincer. Dar și-a exprimat vreodată dorința de a se muta aici definitiv? Nu. A, deci cu atât mai mult. E mai ușor pentru tine să suporti. Spaniolă și tot și pașaport și acum zice nu. Eu vin să te văd pe tine, mai veni așa câteodată în țară și era ok. Dar așa nu cred că ar veni să stabilească, cel puțin nu acum, bineînțeles. Dacă tot vorbeam despre vacanțele tale, de obicei vacanțele tale arătau un pic diferit, la modul că până acum câteva săptămâni o includeau și pe Emma. Ce s-a întâmplat cu Emma? De ce a dispărut din peisaj? Povestește-mi tu. Am citit o grămadă, te-am văzut și la podcast la Bursucu, dar hai să reluăm așa un pic povestea. Nu pot să zic că a dispărut din peisaj. De pe Instagram, cel puțin. E o chestiune mai delicată. Ne-am certat și ca să închei așa, nu... Ne-am certat din niște prostioare, adică chestii de orgoliu. Nu te gândi că a fost vreo trădare sau vreun înșelat sau ceva. Nu. Au trecut deja două luni și ceva de când suntem despărțiți. Am mai încercat să reluăm contact, am mai vorbit, am mai povestit. Vedem ce va fi. Și cum au trecut aceste două luni pentru tine? Păi la început știi că zici că la început e mai ușor. Dar când îți dai seama de ce persoană ai avut lângă tine sau realizezi ce înseamnă persoana respectivă pentru tine, atunci realitatea prinde al contur. Și ai două opțiuni, să mergi mai departe pentru că nu te mai interesează sau să te oprești și să încerci să recucerești persoana respectivă.
Și tu ce opțiune alegi? Păi eu totdeauna fac ce simt. Și ce simt? Opțiunile impuse de mine, nu mi impune nimeni nimic, având în vedere că am făcut niște greșeli foarte mari și am vorbit niște prostii și niște minciuni care nu trebuie menționate. I-am spus și ei și nu mă feresc și am spus-o, cred că și în mai multe cazuri. Atâta timp cât cred că o persoană merită ceva și eu sunt sigur că merită, o să fac tot ce îmi stă în putință, poate, ca să recuperez persoana respectivă. Bine, acum vorbim de ea. Și nu mă grăbesc, pentru că știu ce nuanță are lumea asta pe materie de distracții, pe călătorii, pe orice vrei tu, dar nu-mi doresc să găsesc sau să cunosc pe altcineva deocamdată, pentru că nu sunt eu pregătit nici emoțional și nu aș putea. Și o să las un pic timpul să vorbească pentru noi și cred că dacă ceva e menit să fie al tău sau dacă noi doi vom fi sortiți să fim împreună și dacă Dumnezeu vrea ca lucrul ăsta să se întâmple, se întâmplă. Indiferent că noi suntem contra sau că fugim unul de celălalt sau că ne împotrivim, dacă e să fie ceva, cu siguranță va fi. Dacă nu e să fie, înseamnă că va fi o lecție de viață și poate o lecție pe care trebuia să o trăim și o învățătură de minte, nu știu. O lecție frumoasă? Păi lucruri urâte între noi doi nu prea s-au întâmplat și nici nu cred că trebuie menționat cuvântul urât. Au fost aproape 3 ani care au fost super intensi și chiar multe amintiri, adică frumoase e puțin spus. În ce punct sunteți acum? Punctul zero. Ar fi bine, înseamnă că ar fi un nou început. Nu. Sincer să fiu, nu comunicăm. Deloc? Acum, deloc. Și cum e pentru tine? Cum se resimte? Că bănuiesc că tu vrei, păi, că îmi dai senzația că ai vrea să mai încerci. Da, cum am spus și înainte, depinde de mine și chiar poate la fel cum am făcut de anumite greșeli, la fel trebuie să fiu eu cel care le poate reface cumva, nu știu. Cred că va trebui să o recâștig, pentru că ea e o femeie foarte, foarte orgolioasă, ambițioasă și va trebui să fac poate lucruri care să mă poată vedea diferit. Adică va trebui să-i recâștig demnitatea, va trebui să-i recâștig felul în care o pot face să zâmbească, nu știu, să mă apropie de anumite lucruri. Nu știu, vedem ce va fi. Dar un bărbat când vrea ceva cu adevărat, găsește o soluție, indiferent de repercusiuni. De la ce porneau certurile voastre? Pentru că dacă te uiți pe Instagram-ul vostru, pare că aveți relația ideală. Și te întreb de la... Asta încerc să zic, au fost niște mici reproșuri și niște inconveniente, care, credem, în inare o să le menționez, că par niște prostioare. Păi da, da, inconvenient după inconvenient, mă gândesc că s-au pus așa, cărămidă peste cărămidă și au... S-am făcut marele zid chinezesc, au dus la un ego foarte mare amândoi. Și suntem zodii de foc și când ciocnim, erupe vulcanul. Nu pot să cred că l-aud pe Alex Body vorbind despre zodii. Crezi? Păi de ce nu? Pot avea și un aport în... Cu siguranță. Fiecare persoană își definește zodia, dar normal suntem făcuți, nu? Ai spus că ai făcut o greșeluță și ai călcat strâmb când ai făcut acele live. Care e povestea din spatele acestui live? Nu mai vreau să intru în detalii. Am, să zic așa, pe general, am scos niște minciuni și niște prostii care nu trebuiau menționate și nu aveau niciodată legătură cu ea. Chiar nu trebuia să le spun. Dar cred că da, asta a fost un lucru care a afectat foarte mult. Dar e ceva normal și de înțeles. Dar tu pari un om destul de echilibrat și cerebral. Cum ai putut să-ți pierzi atât de mult cumpătul? Că a fost o chestie de instinct, mă gândesc. O chestie la cald. A fost instinct, a fost niște instigări în instinct și niște provocări care, da, m-au făcut să
recurg total atipic mie. În fine, vom vedea ce o fi. Îți pare rău dacă ai întoarce timpul înapoi? Bineînțeles că îmi pare rău, logic. Dar, repet, la fel cum am făcut niște greșeli, la fel e posibil să le pot îndrepta. Bine, am încercat să le îndrept, dar încă tind și cred că mai trebuie făcut niște lucruri. Chiar îmi pare rău că s-a ajuns aici, dar vom vedea. E greu să-ți asumi ce ai făcut și să spui că îți pare rău? Pentru tine, așa, pentru orgoliul tău masculin. Păi să-mi spun că regret și că îmi pare rău și să-mi cer scuze, nu cred că are legătură cu orgoliu. Trebuie să fie ceva legat de coloana vertebrală a unui bărbat. Adică eu nu pot să mă mint și să mă prefac că sunt mândru de ce am făcut și să trăiesc cu gândul că, de fapt, e ceva care nu trea rostit sau trea vorbit vreodată. Și așa că pentru mine, în primul rând, o fac și, în al doilea rând, pentru ea că nu merita să fac lucrul ăsta. Și nu am niciun fel de ezitare să-mi cer scuze sau să spun că îmi pare rău, pentru că e femeia pe care am iubit-o și nu cred că e ceva ieșit din comun ca să nu îți admiți scuze sau să știe toată lumea că îți pare rău sau că regrești ceva ce ai făcut. Crezi că Emma într-adevăr nu știe dacă te mai vrea sau nu? Sau pur și simplu a adoptat această atitudine un pic mai rece, să-i spunem, doar ca să te fiarbă? Nu știu dacă pot să vorbesc în numele ei, pentru că nu cunosc situația. Da, dar o cunoști pe ea. Da, dar nu pot să spun. Nu pot să spun pentru că poate nu se potrivește cu ce cred eu sau cum stau lucrurile. Așa că vom vedea. Mergem înainte. Când ați vorbit ultima oară? Acum vreo 2 săptămâni, cred, sau 10 zile, cam cea de genul. Nici nu vă mai urmăriți pe Instagram, că am verificat acum. Păi vezi că e detectivă. Da, vedem ce-o fi, asta am și zis. Vom vedea cum se întâmplă lucrurile, lăsăm timpul până atunci ne focalizăm fiecare pe anumite priorități care le avem, pe business, pe munca noastră, pe imaginea noastră, pe chestiile care se pot face și care ne pot aduce anumite beneficii. Și vom vedea ce-o fi. Apropo de un asemenea gen de articol, a apărut un articol cum că ai fi tras-o pe Emma de păr în aeroport. Da, și eram în altă țară și Emma era acasă. Nu, exclus. Niște aberații. Adică nu știu dacă se numesc aberații, niște... Cred că oamenii stau să primească 2-3 lei pentru niște chestii care le inventează sau nu. Ceva dubios oricum. Te mai afectează gura lumii? Sau uite, aceste articole total... Hai să zic sincer, sunt multe chestii care mă lasă rece pentru că eu știu adevărul. Adică dacă știi adevărul și știi exact ce se întâmplă și cum se întâmplă lucrurile, n-ar trebui să te afecteze. Doar că dacă vezi sau știi care e adevărul și persoana, să spun așa, care face articolul, poate înainte își cere un sfat sau nici măcar nu își cere un sfat și scrie așa din asta și după aceea îmi pare rău, n-am știut, păi da, dar articolul nu mai poți să-l ștergi. Sau nu ai cum să-mi speli mie acum, ce, mă apuc eu să fac un story sau să vin eu cu vreo replică tot la tine ca să... ce? Adică sunt multe chestii care nu și-au rost. Deci un pic, nu știu, sunt anomalii de astea așa care nu le înțeleg pe bune. Deci nu te mai afectează din punct de vedere... Păi emoțional, nu știu, sau pe cei din jurul tău, pe părinți, fetițele, am înțeles, nu citesc. Părinți, eu le-am spus la ei mei cum stă treaba cu presa din România și s-au convins și ei de multe ori. Așa că nu... De aia zic, cine te cunoaște cu adevărat sau mai ales că tu personal știi ce se întâmplă, nu te prea pui să dai replici. Dacă vezi că anumite articole sau anumite acuzații afectează lumea din jurul tău, ești nevoit un pic să iei un pic de atitudine, știi? În relația cu Emma, gurile rele au avut așa un aport pe lângă voi? Mai erau oameni care erau prieteni, dar de fapt nu erau chiar așa binevoitori? Păi cred că tot timpul o să fie oameni de genul și nu-i putem numi prieteni. Noi am avut un cerc foarte restrâns. Dar vezi tu că și, ți-am spus, când ții un secret, și doi oameni e deja prea mult să-l știe.
înțelegi? Deci, nu știu, tot timpul pot apărea, ce să zic, păreri, afirmații, interpretări, iar lumea, majoritatea timpului, nu prea apreciază sau nu prea empatizează cu fericirea unor persoane, să numești și cuplu. Și să fim cuplu și să nu fim cuplu, sunt foarte puține persoane din jurul tău care au, nu știu, o părere foarte bună și au o fericire sinceră, adică se vede pe fața lor că sunt fericiți, că tu ești fericit. Înțelegi? Știi că este o vorbă, prietenia e ca piftia. Acum vezi că de multe ori la temperaturi se topește. Dar o prietenie, am mai spus-o mai de mult, o prietenie poate rezista întotdeauna când nu există invidie și interes. De ce ai prietenia care rezistă în ani? Și asta poți să o simți cu persoanele care ai avut de împărțit chestii în viață, în momentele mai grele, poate tu în momentul mai greu, el într-un moment mai greu, au trecut ani și tu ești bine și el e bine. Și poate să fie și invers, când ați fost bine și trec ani și tu ești mai rău și el e mai rău. Și atunci tot există conexiunea asta și legătura, pentru că de aia se numește prietenie. Prietenia trebuie să susții un prieten adevărat. Acum se zice frate, cum zici bună ziua, nici mai zici salut, că zice frate. Adică deja sunt niște, nu știu, nu se mai pune preț pe adevărata frăție sau prietenie. Și de aia zic că astea sunt foarte rare, o să ajungă să fie foarte, foarte, foarte rar să poți să ai încredere într-un prieten, să poți să te deschizi cuiva, să poți să-i permiți cuiva să-ți cunoască anumite aspecte din viața ta intimă. Câți prieteni are Alex Body? Nu știu dacă pot să numesc că am prieteni. De exemplu, am prieteni din alte țări, alte nații care nu sunt interesați de viața mea personală, nu sunt interesați de situația mea materială, nu oricând aș pune mâna pe telefon sau mă duc în orice țară unde sunt ei sau și dacă ne întâlnim indiferent pe orice continent, sunt oameni care sunt prezenți și asta contează enorm de mult. Iar oamenii care mă înconjor, să spun așa, zilnic sau cât de cât în țară când stau, foarte puțini. Deci mai puțini în țară? Da. Dar de ce oare? Din cauza mentalității sau? E chiar interesant ce zici. Oare de ce? Pentru că lumea de multe ori face un gest că el are interesul să-l facă. Adică încearcă să-ți demonstreze. Hai să facem un schimb de vieți sau o întoarcere în timp. Nu vorbesc doar de mine, da? Dacă n-aș avea o putere financiară, o poziție, un nume, orice, hai nu eu, oricine altcineva din țara asta, crezi că oamenii tind să stea lângă tine, să petreacă timp cu tine, să-ți pună la dispoziție energia lor, timpul lor, dacă n-ar avea nimic de câștigat? Foarte puțin, cred că 1%, 2%. Dar din moment ce tu faci anumite chestii, ieși în anumite locuri, te întâlnești cu anumite persoane, involuntar, e un pic, să zic, lăcomia asta, așa, dorința de afirmare, dorința de a sta cu tine, de a fi lângă tine, de a apărea cu tine, de a comunica cu persoanele care te înconjoară. Înțelegi? Asta fac. Cum ai învățat să triezi acești oameni de-a lungul timpului? Păi, dă seama că sunt pe străzi, așa să zic, de copil mic, de la vreo 14 ani. Și tot timpul am avut prieteni mult mai în vârstă decât mine. La 18 ani am fost singur pe străzi, în altă țară, în alt oraș, nu aveam pe nimeni. Și te ciocnești și te lovești de fel și fel de situații. Iar în lumea asta cunoști, vrei nu vrei, oamenii. Și atunci imediat, poate și ceva instinctiv, ai anumit simț la oameni și vezi și scanezi. Eu cel puțin acum văd oamenii cum vorbesc și cum se comportă, două, trei gesturi și știu exact cum se zice pe românește la câte ceasul. Ce le înveți pe fetițele tale
în legătură cu, uite, prietenii, oamenii falși care ar putea să le înconjoare? Aveți discuția asta așa de la adult la adult, să aibă grijă? De multe ori cu cea mare i-am spus tot timpul că indiferent ce se întâmplă în viață, prietenii și prietenele ei vor trebui să o respecte și să aprecieze pentru ce e ea ca persoană. Nu pentru cine e mama ei, tatăl ei, ce are, ce nu are. Trebuie să facă în așa fel ca oamenii să o aprecieze și să-i vadă adevăratele ei calități. Iar ea, la felul ei, trebuie să respecte lumea și să aprecieze partea umană, nu partea de interes. La fel cum ți-am spus că și alții caută interesul, nu. Nu ai văzut de multe ori, uite, îți dau un exemplu, ca să vezi trist, foarte trist. De exemplu, merge cineva la farmacie, da? Adică am trăit-o pe pielea mea. Și poate vânzătoarea sau cineva de lângă vede că un domn sau o doamnă nu are 10 lei, 20 de lei să-și cumpere rețeta, să-și plătească rețeta, da? Și zice, ne pare rău, nu putem. Eu mă duc și zic, nu am mărunt să vă dau sau nu merge cardul. Și zice, a, lasă, stai liniștit. Păi de ce, mă, dacă știi că omul ăla are bani? În loc ăla să-i zici, bă, fă pe, să nu zic altcum, pe dracu-n patru. Fă tot posibilul și dăm bani și pe omul ăla care vezi că e mai amărât sau că e sărman sau așa, pe ăla trebuie să-l ajuți. Deci oamenii tind să ajute oamenii care au de 100 de ori mai mult decât unul normal. Și când mergi la un restaurant sau și când mergi undeva, poate intrarea costă X lei. Și un om normal stă la rând și te vede pe tine, hai în față. Nu, ok, frumos, dar te recompensezi, te revanșezi față de oamenii aia, că fac un gest pentru tine. Dar nu trebuie să uiți că oamenii au tendința tot timpul să ajute oamenii care deja care au alt statut. Da. Da, e de apreciat că tu vezi asta, în ciuda faptului că tu ești de partea frumoasă a baricadei, să spunem așa. Nu știu, îmi place că văd că lumea te apreciază, te respectă, dar evident, trebuie să și dai un ton ca să te respecte lumea sau și să le demonstrezi că te respectă pentru un anumit motiv. Adică tu la rândul tău, pentru că sunt oameni care cred că li se cuvine totul, dar ei nu fac nimic sau nu au simțul ăla de recunoștință în ei, nu au chestia asta umană, să căldură, să aprecieze, pentru că un om, ok, poți să facă un serviciu sau poți să-ți facă un favor, dar trebuie să te gândești că omul ăla muncește. Tu ești la distracție, tu ai un interes, dar omul ăla muncește. Și poate face lucrul ăla că într-adevăr vrea să te recompensezi față de el, să te revanșezi, să-i dai ceva sau să-l apreciezi cât de cât. Sau că, nu se știe cum se întâmplă în viață, te poți întâlni cu omul ăla peste o săptămână și o să aibă el nevoie de ajutorul tău. Și atunci ce faci tu? Îi întorci spatele? Nu, mie astea nu-mi plac lucrurile astea, să nu poți să fii drept. Sau la fel cum fac oamenii în ziua de azi, că ajută și scot din buzunar și se filmează. Pentru ce? Înseamnă că e o regie. Tu, din moment ce te gândești că tu vrei să arăți cuiva că ai ajutat pe altcineva, înseamnă că deja ai pierdut 90% din esența ajutorului. Da, dar ei spun că fac asta prin puterea exemplului, să motiveze alți oameni. Adică asta este argumentul lor. Nu trebuie să fie asta, nu există. Asta e o chestie de ipocrizie și falsitate. Nu, tu trebuie să faci lucrurile că le faci tu și că le știi tu că le-ai făcut și Dumnezeu și omul ăla de lângă tine că îți mulțumește sincer. Poate omul ăla săracul sau femeia sau copilul nu vrea să fie filmat, să vadă altcineva care are o situație sau poate că avea nevoie de 5 lei, 10 lei. Poate nu vrea, dar n-are ce să zică și pentru bani înghite în sec. De ce trebuie să-l filmezi? Nu, asta deja e un aer de superioritate și o chestie care mă irită. Văd. Da, nu pot. A, faci ce ai nevoie. Bă, frate, dă-i la om cât vrei să-i dai. Dar nu-l filma. De ce? Ce trebuie să facem și acum să ne punem donații, ajutor, facem, mai drege, mai să vadă lumea? Pentru ce? Contează mai mult. De aia să și zice că binele se face în liniște. Restul e cancan. Crezi că pe tine te-au schimbat banii? Niciodată. Sub nicio formă. Și pe zi ce trece și mă tot lovesc cu situații, chiar, uite, îți dau un exemplu. Ieri, alaltăieri, am fost Monte Carlo, Monaco, și
Mă întrebam, știi, băi, domnule, ce ai venit și zbor cu vizerul? Și înainte ai plecat cu private. Păi ce legătură are? Nu suntem tot oameni? Ce? Sufăr? Am vreo alergie? Am ce? Sunt diferit? Eu, păi, trebuie să te gândești chestia asta cu banii și cu notorietatea. Există om peste om la fiecare pas. Cine are impresia că are cei mai mulți bani sau că e cel mai frumos sau că e cel mai mulți muși sau că e cel mai cutare, e total greșit. Trăiești într-o realitate falsă și într-o minciună proprie, cred că și când se pune să doarmă. Cel mai frumos lucru e să poți să îmbini, să poți să ai toate calitățile astea și să ai un aspect plăcut la oameni, să poți să rezonezi cu lumea. Nu să crezi că ai niște chestii și ești de neatins, nu. Nu, asta e o greșeală. Mergi pe premisa uneori că ceea ce ai astăzi poate dispărea mâine? Te gândești vreodată la asta? În orice moment. Deci te gândești și la asta? În orice moment. Și nu din vina ta, poate că știi vorba aia, nu există un prost cu bani. Corect. Dar se pot întâmpla multe chestii. Tu gândește-te că, îți dau exemplu tău, ai toți banii într-o bancă, da? Și ai economisit 10 ani. Și vine un război. Sau vine o situație globală pe care nu putem controla. Tu ai 50 de milioane de euro, da? În cont. Știi cât te asigură banca pe tine din toți banii aia? Habar nu am. 100 de mii. Poate un pic mai mult de 100 de mii de dolari. Indiferent câți bani ai în cont. Atât îți asigură banca. Și ce ai făcut? Și dacă ți-i mai dă și ea, că de multe ori când vrei să retragi bani o să stea. Iar dacă o să fie ceva, un colaps financiar sau vreo criză mondială, cui pui plângeri? Nu ai. Deci se pot întâmpla chestii ca tu vrei să dai un kilogram de aur ca să poți să-ți iei, să salvezi părinții, familia, să ai să mănânci. Ai da orice. Și o să vezi că n-au valoare. Ce teamă vreodată de gândul acesta? Credem că am avut niște căderi financiare și am trecut prin niște situații în care nu mă mai sperie nimic. Singurul lucru care aș vrea să-l am aproape, indiferent că sunt bogat, sărac, normal, modest, nemodest, am familia și fetele mele, în rest. Nu am teamă de nimic. Nu ți-e teamă de sărăcie? Nu. Pentru că atunci când ajungi la un nivel, este foarte greu să revii jos, chiar dacă poate ai pornit de jos. Am pățit-o, ți-am spus, am pățit-o. Dar știi cum asta este ca și cu bătaia, nu mi-e teamă de bătaie, că am mai luat. Nu mi-e teamă nici de sărăcie, că am mai fost. De ce este cel mai frică lui Alex Body? Exceptând lucrurile absolut normale, boala... Referitor la boală, cred că nu mi-e frică. Cea mai mare frică a mea e când o să-mi pierd părinții. Atât. În rest, totul se poate controla. Te gândești la asta? Mai ai gânduri așa intruzive? Păi nu mai suntem copii. Trebuie să ne așteptăm. La viața asta de la orice, dar ăsta e un lucru care nu se poate schimba. Moartea nu iartă pe nimeni. Indiferent cu toată tehnologia, cu tot ce există pe lumea asta, chiar dacă s-ar putea face multe chestii, deocamdată mergem pe linia normală. Nu sunt excepții. De restul, da. S-am spus, cel mai important lucru pentru mine e familia. Ce relație cu părinții tăi? Știu că una foarte apropiată, nu? Da. Când te duci acasă, ești băiatul mamei? Da. Ești? Îți face de mâncare, îți face felul preferat? Exact, chestii, depinde de anotimp. Deja știe ce să-mi fac, cum să-mi fac. E un lucru frumos să fii copil. Dar cel mai frumos lucru e să poți să ai grijă de părinții tăi ca și cum ar fi copiii tăi. Asta e cea mai mare satisfacție. Cred că a mea, da. Acum nu știu lumea cum interpretează. Una e când îți dă tati bani să-ți cumperi mașini și să faci să drezi să trăiești și alta e când poți să-i oferi tu tatălui tău sau mamei tale o vacanță, o mașină, o casă, o atenție, nu știu. Ce frumos ai spus! Da, păi pentru că asta e realitatea. Pentru că părinții o să fie întotdeauna lângă tine, indiferent că te ceri, că te ceartă, că suntem noi încăpățânați, că trăim alte vremuri. Și nu apreciem când te sună mama sau tata, stai atins să crezi, lasă că pun pe silent, că trebuie să răspund cuiva, nu. Când te sună mama, trebuie să-i răspunzi. Și tata la fel. Pentru că e rar
să ai o relație apropiată cu părinții. Și părinții vor fi singurii oameni care îți vor binele. Mai sunt și excepții în lumea asta, că de aia e lumea făcută. Nu suntem toți la un fel și nu toată lumea la un fel, dar ei o să fie mereu acolo pentru tine. Eu am trăit-o pe pielea mea. Te mai duci acum să le ceri sfatul? Mai vorbesc și cu tata, mai ceartă și la vârsta asta. Dar de ce te ceartă? Mă rog, ceartă în ghilimele, ceartă, am înțeles. Da. E mai sever el așa din fire. Dar mi-e drag, după ce închid telefonul, mă gândesc așa cu drag la el. Că știu că orice îmi reproșează sau orice îmi spune, că o face din suflet și din inimă. Ce învățături ai preluat de la părinții tăi pe care le aplici acum asupra copiilor tăi? Păi uite, severitatea asta, chiar dacă atunci când eram mai mic, tinerel, o interpretam ca ceva greșit, asta a fost o lecție de viață. Până și cu fumatul, părinții mei nu fumau, nu fumează, mi-a rămas așa. Tu nu ești fumător? Nu, fumez trabucuri, dar răruț. Ai spus că este foarte frumos momentul în care poți să tratezi părinții ca proprii copii și sunt curioasă cum primesc părinții tăi aceste surprize din partea ta. Surprize, cadouri, vacanțe. Păi, nu știu, ce un lucru care cu siguranță le provoacă doar o stare de bine și de apreciere și chiar mă bucur să-i văd că se bucură de anumite lucruri și că pot să le ofer lucrurile astea. Ce părere aveau ei despre Emma? Bănuiesc că o plăceau, dacă ție îți plăcea mult, așa de mult. Foarte, foarte mult. Mai ales și tata, care era un om foarte mai rece, așa sever, tot timpul mă întreba de ea. Chiar țineau mult. Țin la ea, de fapt. N-are rost să vorbim, Doamne ferește, că o mai treabă și mama. Și mama cu cine ține? Cu tine sau cu Emma? Sau îți spuneți, uite mama, a exagerat, mai încearcă, nu, mai... Nu, uite, ca să înțelegi... Sunt foarte corecți părinții mei, adică ei știu că eu am greșit și îi dau dreptate ei, iar eu nu am cum să mă supăr. Deci este o mamă de băiat bună. Păi eu cred că e corectă și realistă. Mama e cu tata de când avea mama 14 ani și știe chestii, nu era de acord multe lucruri cu mine și în trecut și așa, dar... Știi vorba aia, trebuie să-i dai cezarului ce al cezarului. Categoric. Dar te-ai vedea într-un asemenea gen de relație? Uite cum sunt părinții tăi, mă rog, de la 14 ani e clar că este tardiv pentru tine, dar să stai cu o femeie de acum încolo tot restul vieții tale. Crezi în monogamie? Poate sună puțin și din comun sau să crezi că e SF, dar am avut niște tentative și am mai făcut niște greșeli în relația mea anterioară cu Emma, dar după ce ne-am împăcat și așa, chiar mi-am văzut de treabă și am fost super fidel și chiar m-am mândrit cu lucrul ăsta. Bine, știe și ea. Și de ce nu? Când ai totul cu o persoană, nu îți mai trebuie altceva. Mai ales eu, să zic sincer, chiar mi-am trăit viața, să spun așa, și indiferent cât de tentații apar, cât de multe ispite sau cutare, când te uiți și știi pe cine e lângă tine, chiar e un lucru foarte mare să nu te tenteze să cazi. Da, uite, tocmai pentru că ai trăit foarte mult în acest stil, poate este greu să ieși din el, pentru că ești obișnuit. Am făcut-o, tocmai ți-am spus. Da, dar 3 ani, eu te întreb forever. N-am adică forever poate însemne... Au fost vreo 2. Care mi-am, da, păi da, nu ne mințim, că acum ne mințim, nu? Dacă ne mințim, ți-a zice că ninge afară. Că nimic nu-i pentru totdeauna sau ce pot să spun acum se poate schimba în timp, 5, 10, 15, nu știu. Dar când deja ai anumită vârstă, e bine să-ți faci anumite... să spun așa, traiectorii și niște ținte de care să te ții. Și ți-am spus, dacă persoana de lângă tine te alimentează, la fel cum eu o alimentez pe ea și îi dovedesc și îi demonstrez chestii, că pot și ea trebuie să facă, așa să fie și viceversa. Te-ai vedea tată pentru a treia oară?
Și pentru a patra aș vedea. Ți-ar fi plăcut cu Emma? Adică ți-ar plăcea că nu s-a închis ușa de tot, deci sunt șanse. Da, mi-aș dori încă doi băieți. Și unul, da, și doi sunt bineveniți. Băieți vrei? Da. Ca să fie așa tablou complet, să ai și fetiță și băiețel. Acum știi, până la urma urmei, un copil e o binecuvântare. Și când am avut fetele, speram să fie băiat, dar crede-mă că nu... Acum nu, nici nu mi-ar trece prin cap să pot să schimb așa. De ce vrea să o iei de la zero cu scutece, cu... Mă rog, nu neapărat nopții nedormite, că nu ar însemna neapărat că ai pune tu laptele la încălzit. Crede-mă că am fost absent. La deastea, da, în orice prezent, dar cu scutecele și cu astea nu. Pentru că nu ți-a permis timpul sau pentru că pur și simplu nu te-ai simțit tu confortabil nu neapărat? Nu era de mine și nu-i de mine. Nu că ar fi o rușine, doamne ferește, dar s-au ocupat alte persoane. Ce planuri ai pentru viitorul care urmează? Mai pleci pe undeva? Vreo vacanță cu fetele? Da, o să plec. O să tot fiu plecat. Acum am niște lucruri de rezolvat în țară pentru mine așa personal. Am un eveniment la sfârșitul săptămânii, aici în București, pe o chestie de fitness și culturism. O să fie un eveniment în, acum, sâmbătă și duminică, la Romexpo. O să fie ok. Îmi rezolv lucrurile ce mi-am de rezolvat și vedem timpul cum le cerne pe toate. Și cu Emma? Nu știu, nu mai întreba, că nu pot să zic nimic. Vedem ce plan o să fie, când o să fie. Îți mulțumesc mult de tot și îți țin pumnii strânși să se desfășoare lucrurile de fix. Ce va vrea Dumnezeu pe toate și cum părțile. Va vrea Dumnezeu, da, exact. Corect. Exact, ți-am spus și eu repet, când e ceva sortit să fie altă, o să fie. Așa că vom vedea. Asta nu numai în dragoste, zic așa, în orice. Că e bine să ai chestii care știi și vrei să știi unde vrei să ajungi. Mulțumesc mult! O zi frumoasă! Mersi și eu!